Problema gunoiului de la Plaja Veche revine în actualitate. După 2 ani în care zona a stat aproape curată, resturi menajere, dar și reziduri rezultate în urma zugrăvirii spațiilor și-au făcut apariția. Deși zona este tranzitată zilnic de diferite persoane, se pare că nimeni nu a observat nimic. Cert este că în peisaj au apărut din nou gunoaiele. Chiar dacă în 2014 autoritățile competente au luat măsurile necesare pentru rezolvarea problemei, procedurile vor fi reluate și de această dată, astfel încât să trezească din nou spiritul civic al giurgiuvenilor. Prima instituție care s-a autosesizat în această problemă este Garda de Mediu. Să vom merge la fața locului, vom constata și noi și cu siguranță vom cere și sprijinul poliției locale în demersurile noastre pe care le facem și de multe ori ne-a sprijinit. Sperăm că și de această dată să ne fie alături cu dânsii să reușim să stopăm astfel de situații. Și chiar vă mulțumesc pentru aducerea la cunoștință, pentru că nici noi suntem 10 persoane în care suntem pe tot județul și acționăm pe tot județul. Vă închipuiți că nu putem fi 24 din 24 în absolut toate locurile din județ. O altă instituție care are atribuții de control și de aplicare amenzi în astfel de situații este poliția locală. Reprezentanții instituției spun că în zona Plaja Veche au fost efectuate numeroase activități de depistare a celor care aruncă gunoi necontrolat. Pentru curățarea zonei vor fi necesare perioade lungi de timp, însă degeaba se face curat dacă vinovații nu sunt pedepsiți. Rămâne de văzut cât va mai dura curățenia în zonă, mai ales că sezonul cald se apropie, iar prin zonă vor trece foarte multe persoane care merg să se răcorească la Dunăre.